Cântăm? Cântăm. Haide. Eddie a fost diagnosticat cu autism la vârsta de 7 ani. Este un elev despre care profesorii au numai cuvinte de laudă. Mama lui Eddie este cea care îl susține în tot ce face. Nu este greu. Spune că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare clipă petrecută alături de fiul ei. E un copil foarte bun. Chiar dacă suferă de boala care o are, e un copil minunat. Eu zic că Dumnezeu m-a binecuvântat cu el. E Eddie. A făcut niște progrese uimitoare. Eddie nu numai că scrie, Eddie nu numai că participă la activitățile educative, dar Eddie cântă pe scenă. S-a întâmplat și asta. Fapt care pe mine m-a determinat să încerc să-i fac această surpriză și sunt extrem de fericită că am reușit. Membrii trupei Taxi au aflat de pe Facebook despre povestea lui Eddie și au venit special pentru el la Timișoara. Spun că a fost cea mai emoționantă întâlnire cu un fan. Să afli că un copil autist îți cântă piesele chiar, deci nu ale altora, ale tale, e momentul ăla ajuns să crezi că tot drumul, 14 ani de cât cântăm, a meritat chiar și numai pentru a-l ajuta pe Eddie să fie mai aproape de familie, de cel care îl iubesc, de noi toți până la urmă. Don't show us what you're saying, don't show us what you're saying.